Femeia venise la spital pentru o consultație la medicul cardiolog. În timp ce aștepta, i s-a făcut rău și a căzut inconștientă. A fost solicitat un echipaj al ambulanței care a constatat decesul după mai multe manevre de resuscitare. Am fost solicitat la Policlinica 2 pentru o pacientă inconștientă de către un medic din policlinică. A fost echipajul, imediat a plecat un echipaj cu medic la fața locului. Au constatat că era vorba de o persoană în stop cardiorespirator. Au făcut manevre de resuscitare. Nu a răspuns la manevre de resuscitare. S-a solicitat poliția, așa cum este protocolul. S-a predat poliției mai departe pacientul. La fața locului a ajuns și un echipaj al poliției. În cursul zilei de astăzi am fost sesizați cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 60 de ani a decedat în timp ce aștepta să intre într-un cabinet medical într-o policlinică din municipiul Constanța. În cauză, polițiștii au deschis o anchetă, efectuează cercetări în vederea clarificării producerii evenimentului. În urma anchetei, polițiștii vor stabili în ce conjunctură s-a produs decesul.